În timp ce numărul nașterilor este în continuă scădere, numărul deceselor și al celor care pleacă peste hotare este în creștere. Astfel, românii sunt tot mai puțini de la an la an. Natalitatea scăzută este principala cauză a schimbării demografiei. În medie, populația României scade cu 14% de persoane anual. Țara noastră înregistrează cele mai mari modificări demografice din Europa după Bulgaria, pe lângă natalitatea și fertilitatea scăzute. Este vorba și despre o problemă de migrație. De ce considerați că tinerii din ziua de azi nu mai fac copii, adică fac după vârsta de 30 de ani? De ce a intrat diavolul în ei? A intrat rău. Aia și nu mai au... Sunt libertini. Nu mai ascultă de părinți, nu mai ascultă de nimica. Aia e. E traiul greu din cauza asta. Nu e muncă, nu e nimic. Migrația tinerilor, lipsa banilor, lipsa încrederii în societate și a stabilității sunt principalele cauze care influențează natalitatea. Dacă se va menține acest trend, populația României va scădea cu 30% în câteva decenii. Vremurile în care trăim s-au schimbat dacă bunicii și părinții noștri aveau deja copii până în 30 de ani. Acum tinerii au cu totul altă mentalitate și consideră că pe primul loc în viața lor ar trebui să fie cariera. Pentru că asta este la noi. Tinerii din ziua de astăzi, cu ce trăiești? Dacă n-ai părinți care să te susțină, îi mai aduci și eu una pe cap sau unul pe cap și te țin părinții. Dacă tu nu ai cu din ce să trăiești, la ce mai facem și copiii? Că, cu ce întreții? Mănâncă frunză de dud primăvara. Ce să facă? Spuneți dumneavoastră că principala teamă ar fi problema banilor. Întotdeauna problema banilor. Dacă n-ai cu ce să întreții un copil, cu ce îl întreții? Pentru ce îl faci? Să-l duci după aia la casa de copii, poate, sau unde să duc. Mulți tineri consideră că nu trebuie să fii mamă doar pentru a te încadra în anumite tipare. Tinerele din ziua de azi nu cred că este obligatoriu să naști un copil doar pentru că ești femeie. Probabil sunt persoane cărora le este teamă să facă un copil, neavând un partener sau un partener stabil. Sunt persoane care își doresc mai mult altceva de la viață, carieră sau călătorii, dar cu siguranță sunt și alte motive pentru a nu face copii sau de a nu face deocamdată.